Ne revedem, ne regăsim după pauza frumoasă pe care am avut-o împreună, Înainte să intrăm în detaliile seminarului care urmează și cu care o să și încheiem întâlnirea noastră, îngăduiți-mi să vă spun două, trei cuvinte despre Institutul Teologic Medico-Costal din București. Școala aceasta, școală biblică, este cunoscută celor mai mulți dintre voi. Avem acolo două programe. Primul program este cel de teologie pastorală, cu un timp de școlarizare de 4 ani și un program de master în teologie pentecostală aplicată cu un program de 2 ani. M-aș bucura foarte mult dacă dintre voi, simțind chemarea lui Dumnezeu, ați alege să vă puneți deoparte timpul ca să vă formați, să vă pregătiți, să slujiți lui Dumnezeu mai bine. La programul de master pot să vină și fete, având în vedere că este un program de specializare, zic așa, un post licență. Câteva informații, mai ales despre acest program de master, aș vrea să vă spun. Dacă Domnul ne ajută, anul acesta intrăm cu a doua promoție pe acest program. Iată că în ce cursuri ne gândim să aprofundăm la acest program de master în teologie aplicată. Pe lângă cele legate de teologie pe Vechiul și pe Noul Testament, se insistă foarte mult, vor fi 3 cursuri pe consiliere creștină, apoi corectitudine politică și marxismul cultural, strategie pastorală pentru grupurile mici, Duhul în misiunea bisericii, muzica și închinare bisericească, păstorirea tinerilor, păstorire și formare spirituală și misiune în epoca digitală, etică, cursuri legate de etică, relația între biserică și stat, ucenicie și mentorare creștină, detalii mai multe în aceste pliante pe care le-am adus cu mine câteva. Cine este interesat, m-aș bucura să le luați și să le aprofundați și cu ajutorul lui Dumnezeu să ne vedem la școală. Nu. Da, parcă aici nu-i școală. Este și aici școală. Slavă Domnului pentru lucrul acesta și biserica este o școală. Acum, continuând ceea ce am început, cineva mi-a zis într-o zi, ce, frate Nelu, ai ochelari, nu vezi bine? Și am zis, eu aș vedea bine, dacă mi-ar fi mai lungă mâna. Da. Și acum mă ajut de faptul că mă pot distanța. Da. Las că o să mai vedeți voi când ajungeți la vârsta mea cu măi. Da. Vă urez să ajungeți și să o depășiți cu încă 50 de ani. Da. Am rămas la discuția aceasta cu armata lui Ioel și acum, legat de profilul mișcării NAR, vom mai spune încă 5 caracteristici, acestea care urmează, sau 4, nu mai știu câte au rămas, sigur o să vedem de la urmă. Respingerea formelor de autoritate spirituală și instigare la părăsirea bisericilor. Aceasta este o trăsătură interesantă, pe care o putem observa în diferite forme la această mișcare. Se spune că peste biserici este un duh de religie, de formalism. Cum începi să discuți, să spui ceva legat de învățătura lor, repede reacția vine, da, dar voi sunteți cu tradițiile, cu formele, cu religia, de-aia nu vedeți adevărul că stăpânește peste voi un duh de religie și cu asta discuția este închisă. Conducătorii acestei mișcări spun că eliberarea de duhul de religie vine în măsura în care știi să te împotrivești cu neascultare față de formele de autoritate care vin dinspre biserică. S-a auzit bine? Nu? Haideți să fim mai pe o aplicație. Spre exemplu, la gruparea Cetatea Sărbătorilor se spune așa. Și asta este oarecum universal aplicabilă în această mișcare. Dumnezeu are pregătită o revelație superioară.
Revelația asta superioară conține adevărata libertate, bucurie în credință, vindecare, sănătate, succes, prosperitate și toate câte sunt rezervate pentru asta. Ca să ai acces la această revelație superioară, trebuie să fii eliberat de duhul de religie din biserica ta. În biserica ta este un duh de religie care te stăpânește și n-ai cum să ajungi la revelația asta superioară decât dacă scapi de duhul de religie. Și de duhul de religie scapi cu două condiții. Unu, trebuie să uiți tot ce te-a învățat biserica. Deci tot ce știi tu de când ai început să vezi lumea, ai învățat la adunare, de la părinți, de la păstori, în biserica ta, trebuie să uiți. Sună spălare de creier? Cam da. Păi asta ne învață Scriptura. Să-i luăm așa pe oameni și tot ce știi tu nu-i bine și uite. Și apoi, auziți, condiția a doua, trebuie să te împotrivești cu neascultare față de orice formă de autoritate venită de la biserică spre tine. Ce ziceți? E biblică abordarea asta. Adică să n-ascult nici de părinți, să n-ascult nici de biserică, nici de păstor, nimic. Tu ești liber de duhul de religie și n-ai cum. Deci, dragii mei, aceste două chestiuni sunt extrem de grave și le regăsim în această mișcare. Instigare la părăsirea bisericilor și la nesupunere în Domnul. Acum, cuvântul Domnului ne învață că noi trebuie să dăm seamă unii în fața altora și că fiecare dintre noi trebuie să aibă un mai mare în Domnul. Când cineva descoperă că deasupra lui nu-i nimeni mai mare decât Dumnezeu, că numai Dumnezeu e deasupra lui, acela deja a încurcat-o rău. Nu? Trebuie să dăm seamă unii față altora. Și asta ne va ține într-o stare de smerenie și de protecție în Hristos Domnul. Deci, iată cum se pune problema aici. Și o să observați, interacționând, că astea sunt reproșurile. Forme, religie, scapă de ele, uită de ele, lasă tot ce te-au învățat alții, respinge mustrarea, certarea, autoritatea, nu te lăsa după ei, părăsește biserica aceea și fii aici ca să ai eliberare. Cam asta este apologetica. Sigur că trebuie să păstrăm atenție. Haideți să vorbim despre o altă trăsătură, se anume teologia prosperității materiale, a succesului și gândirea pozitivă. Da, aici, pe palierul acesta, regăsim în NAR foarte multe detalii. Ideea centrală este că, potrivit acestei teologii a prosperității, e că Dumnezeu dorește să ne bucurăm de prosperitate pământească. Răscumpărarea se aplică nu doar la iertare de păcate, la naștere din nou, la eliberare de puterea întunericului în sfârșit, ci se referă și la dimensiunile acestei vieți. Respectiv, cel răscumpărat trebuie să se bucure de prosperitate materială, de sănătate, de succes. După teologia aceasta, succesul și prosperitatea sunt însemne ale identității creștine. Se spune cam așa. Dumnezeu e tatăl tău. Tatăl tău e bogat. Păi tu cum trebuie să fii ca fiul al lui? Să rântoc? Păi Dumnezeu a făcut pe om. Sănătatea e din Dumnezeu. El vindecă, reînnoiește. Ce cauți tu bolnav? Dar tu trebuie să fii sănătos. Tu trebuie să fii prosper. Tu trebuie să fii bogat. Și atunci vine întrebarea, dar cum găsesc drumul spre asta? Și răspunsul în această teologie este prin așa numitele proclamații ale credinței, pe de o parte, și pe de altă parte, prin semânarea semințelor. Da? Ce înseamnă proclamație a credinței? O ilustrare perfectă în ce privește aceste proclamații le găsim la Crisio Achilume. Dacă vă duceți, nu vă mai zic acum pe ce site, ca să nu facem publicitate prea mare, da? Veți găsi aceste proclamații ale credinței, sănătate și vindecare. Ideea centrală este asta, simplă. Da? Tu, ca și copil al lui Dumnezeu, ai autoritate, Dumnezeu îți garantează această autoritate și ce afirm tu cu gura ta și proclam cu gura ta, se face. Cuvintele au putere, declarațiile schimbă realitățile din jur. Și atunci oamenii sunt învățați să proclame.
Spre exemplu, în Africa au fost învățați să se uite în fața oglinzii. Deci aici este o... Sunt, așa, imagina, o oglindă așa. Te uiți în oglindă. Și tu zici, eu sunt bogat. Eu sunt bogat. Deci eu sunt oglindă, vorbești cu tine. Eu sunt sănătos. Eu sunt un succes. Eu sunt... Spui, și te uiți la tine. Vezi tu un om bogat acolo? Da. Sau, cum au, pe o prelungire, zic, românească, au fost învățați într-o adunare să se uite așa cum aș uita eu la Andrei și să zic, Andrei, te tu la mine. Eu sunt un succes, mă. Eu sunt la mai bun, eu sunt la mai grozav, eu sunt cel mai... Parcă așa ne învață Hristos să vorbim despre noi în comparație cu celălalt, nu? Deci, oamenii nu observă detaliile, ci doar partea aceasta așa. Să citez din proclamațiile credinței ceva. Nu încerc să fiu vindecat, proclamația numărul 2 de la Cristo Iachilume. Nu încerc să fiu vindecat. Eu am fost vindecat cu mai mult de 2000 de ani în urmă, atunci când Iisus a plătit prețul pentru vindecarea mea. El a luat pediapsa pentru boala mea și astăzi eu sunt hotărât să umblu în sănătate divină. Prin urmare, refuz să primesc boala, durerea, sărăcia, lipsa, nevoile și moartea. Nu. Apoi alta. Proclamația 15. Trăiesc în lumea aceasta, dar eu provin de sus. Sunt un cetățean al Sionului. Cetatea lui Dumnezeu, locul unde boala este ceva străin. Eu nu mă îmbolnăvesc tot așa cum găinile nu latră și câinii nu zboară. Nu se pune problema dacă mă pot îmbolnăvi sau nu. Eu nu mă îmbolnăvesc pentru că Dumnezeii nu se îmbolnăvesc. Proclamația 15. Așa îi învață pe oameni să zic. Și asta e la baza aceste înțelegeri legate de sănătate, Evanghelia sănătății, cea legată de succes financiar, aici mai n-ajunge numai să proclami bani, mai trebuie să și sameni sămânță. Da? Și ce înseamnă să sameni sămânță? Înseamnă să faci donații cu ispredică. Scuzați, nu-i vorba de mine. Adică acolo în față, puse așa niște vase mari, vreți să fiți bogați, aleluia, proclamăm peste voi bogăție, succes, business-ul să meargă bine, așa. Dar trebuie să ameni sămânță. Și principiul e simplu, cu cât să ameni sămânță mai multă, cu atâta recolta este mai bogată, așa că veniți acești și dați bani. Veni în criza peste lume, unul dintre apostolii acestei teorii a prosperității, zice la un radio, post de radio american, știu că ți-o mai rămas în casă doar $100. Ce poți tu să faci cu $100? Suta asta de dolari nu poate să răspunde tuturor nevoilor pe care le ai. Îți sugerez să o folosești ca sămânță pentru viitoarele binecuvântări. Seamănă-o în ogorul binecuvântării divine și donează suta aia care s-a mai rămas în contul nostru. Și pune contul acolo. Nu? Doamne, Doamne! Da? Deci, contul tău se umple cu proclamație și cu sămânță semănată și a dumnealui propovăduitorul cu donația ta. Da. Veritabilă șarlatanie duhovnicească, scuzați-mi expresia. Cuvântul Domnului ne învață despre dărnicie, dar nicio clipă nu ne motivează dărnicia cu gândul să facem din ea sursă de proprie îmbogățire. Asta nu-i biblic. Da, Dumnezeu răsplătește. Găsim în cuvântul Domnului pe această temă. Și că Dumnezeu poartă de grijă și în cele pământești. Nu trecem în extrema cealaltă să socotim că sărăcia și boala este semn de identitate spirituală, autentică. Nu sărim în extrema asta. Dar mă rog, de ce era Pavel bolnav? Și de ce au trecut creștini prin lipsuri? Da. Mai degrabă aș considera că teologia prosperității, cum o găsim în formele contemporane, este menită mai degrabă să justifice materialismul contemporan al multora, decât să fie o învățătură scripturală cum se cade. Din altă perspectivă, avem tot în această privință, auziți ce declarație, declarația
Proclamația 3. Refuz boala, sărăcia și viața mediocră, pentru că eu am fost născut să fiu cap și nu coadă. Refuz să fiu victima unei situații sau influențe negative. Eu domnesc ca un rege asupra forțelor și uneltelor întunericului. De unde credeți că vine toată această ideologie? V-aș ruga să faceți un pic de cercetare pe filozofia New Age. Și veți observa că în filozofia New Age și în religiile orientale sunt niște elemente care seamănă foarte tare cu ce regăsim în aceste mișcări neocarismatice. Se zice că în univers sunt niște forțe spirituale, demoni sau blesteme, ale căror acțiuni influențează viața. Prin cuvintele pe care le proclamăm cu voce tare, putem controla aceste forțe. Asta este New Age, ce vă spun eu acum. Asta e ideologie New Age. În univers sunt forțe care controlează lumea. Tu poți controla aceste forțe cu puterea cuvântului rostit. Putem da curs sau mers, firesc, al evenimentelor în funcție de atitudinea și cuvintele pe care le rostim. Trebuie să rostim, trebuie să proclamăm, trebuie să revendicăm lucrurile pe care ni le dorim. Și o facem prin vizualizare mentală și prin declarații verbale solemne. În felul acesta schimbăm cursul lucrurilor. Asta este ce m-a spus până acum New Age. Da? Apoi, în practică, cum facem asta? Dacă vă duceți pe YouTube, stiu cu gândire pozitivă. Și o să vedeți la gândire pozitivă o grămadă de videouri și seminarii New Age-iste. Despre cum să gândești pozitiv. Și apoi biserică, din spectrul acesta, 40 de zile de post de gândire negativă. Ți ferească Dumnezeu să spui cercetează-te pe sine însuși și să-ți vezi păcatele. Asta nu sună biblic. Trebuie să gândești pozitiv, tu ești un succes, tu ești buricul pământului. Da. Da. Deci modestia creștină, echilibru duhovnicesc, așa cum îl găsim în cuvânt, respectul față de celălalt, da. Cam astea. Și atunci, făcând o comparație între New Age și ce regăsim în aceste gândiri, pare să că de acolo se adapă. Nu din cercetarea scripturilor, ci mai degrabă aceste influențe neopăgâne. E bine de știut acest lucru. Mai e ceva legat de ordinarea femeii și implicarea lor în predicare și în conducerea bisericilor. Acum, frații mei, trebuie să facem o precizare. Cuvântul Domnului, Noul Testament, a adus, poate că nu v-ați gândit niciodată la ce o să spun eu acum, învățătura Noului Testament a adus prin Apostolul Pavel și nu numai prin el, o emancipare nemai întâlnită până la acel moment în societate omenească. O emancipare în societate, în familie, în comunitate în general. Spre exemplu, legat de relația dintre sclavi și stăpâni. Scriptura spune că stăpânul și sclavul sunt frați în Hristos. Dar cine mai zis asta până la Pavel? Până la Hristos? Nimeni. Sclavul era argint, dispunea de viața lui cum voiai tu. Și acum Pavel vine și spune, el va moșteni cu tine împărăția lui Dumnezeu. Stăteau la oaltă la cină, mâncau din aceeași pâine, beau de același pahar, frați. Asta a dus Evanghelia. A știut, în sinagoga evrească femeile n-aveau ce căuta. Era o încăpere separată, un perete, un fel de traforaj, așa, să nu se vadă ce e înăuntru, numai să se poată auzi, și doar bărbații, femeile erau ce căuta. Acum Pavel spune, în Hristos nu mai este nici bărbat, nici femeie. Surorile, mamele, soțiile noastre, fiicele noastre, pot veni la închinare unde sunt bărbații. Nimeni! Deci asta a fost o chestie nouă. Nu numai atâta, zice Pavel, acolo se pot ruga și pot proroci. Sigur, se dau
niște criterii, să fie capul acoperit, la bărbați descoperit, niște chestiuni care au substratul și fondul lor teologic profund, nu e vreme să-l aprofundăm acum, dar vă rog să observați emanciparea, pasul în față. Da? Da, astea au fost niște lucruri foarte importante. Cu toate astea, Pavel spune ceva, Pavel, Duhul lui Dumnezeu prin Pavel. Femeile, zice, nu este îngăduit să predice, adică femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea, nu-i dau voie să învețe pe alții sau să se ridice mai pe sus de bărbat, 1 Timotei 2, 11, 12, sau 1 Corinteni 14, 34, 35, un alt text, apoi când se vorbește despre ordinare, spune că prezbitul, episcopul trebuie să fie bărbatul unei singure neveste. Am întrebat pe cei care susțineau ordinarea femeii, cum poate femeia să fie bărbatul unei singure neveste? Cum? În afară de, cum zic, LGBT-iști. Înțelegeți? Deci, mișcarea NAR n-are absolut niciun fel de considerație față de aceste texte. Astea-s depășite, chestiuni care... să nu le mai citim. Next. Da. Iar cine le citește și le bagă în seamă este acuzat că are duh de religie și se ia după forme. Dacă eu vreau să mă țin de Biblie, cuvântul revelat al lui Dumnezeu, sunt acuzat că sunt legalist, atunci așa să fie. Prefer să fiu etichetat așa și să-mi sfârșesc alergarea lângă Domnul, decât să mă iau după modele seculare, lumești, care calcă cu știință în picioare cuvântul lui Dumnezeu, vestind libertate. Sfârșitul filmului e decepția. Invariabil. Și ce veți observa este că nu doar că femeile ocupă funcții de conducere, sunt ordinate, dar de regulă e acest binom, păstor-păstoriță, soț-soție. Da? Pastor Achilume, pastor Anita, pastor Bill, pastor Ben, Brenda. Am ajuns. Deci le veți găsi asta, acestea. Sau am trecut acolo o listă cu numele unor doamne care sunt lideri de marcă în NAR. Da? Între care Eddie Baker, Judy Franklin și în sfârșit câte sunt trecute acolo. Da. Și mai e ceva. Promovarea libertății în Hristos, asta ar fi a 10-a, și renunțarea la standardele sfințeniei. No, aici este o chestie iarăși ciudată. Lecturând literatura publicată de autorii NAR, ascultându-le și predicile, exemplu, când a trebuit să evaluăm o mișcare, pentru că n-avea text scris decât discursuri publicate în tot felul, pe tot felul de site-uri, n-am avut de ales decât să ascultăm 104 predici. Nu ne-a fost ușor. Împreună cu, sigur, o echipă mai largă de oameni sănătoși în credință, ca să ne facem o înțelegere. No, acum, rememorând aceste lecturi, aceste audiții, am băgat de seamă un detaliu. Lipsește mesajul despre sfințire. Lipsește mesajul despre păcat. Despre judecata lui Dumnezeu. Lipsește mesajul despre pocăință de păcate. În loc, scena e ocupată de supranatural, senzațional, vindecare, prosperitate, succes, eliberare de brestem, supremația asupra lumii demonice, pozitivism, misticism, contemplare, călătorii spirituale, am vrut să zic spațiale, spirituale, transformarea pământului, chiar așa, prin puterea credinței, biruință peste demoni, dominion, prorocie. Cam astea sunt. Despre sfințire și despre păcat, pauză. Cărțile lui Peter Wagner, Bill Johnson, Heidi Baker, Rick Joyner, Chris Volonton, Mike Bickley, Tim și în sfârșit, Chris Oachilume, reflectă exact acest tipar. Sigur, nu vreau să universalizăm afirmația aceasta și să spunem, domnule, oamenii ăștia n-au nimic spus despre păcat și sfințire. Dar accentul în altă parte.
Elementul distinctiv al identității creștine nu mai este transformarea cristică. Da? Nu o să se mai spună, cum a zis Pavel, știm, că, cum a zis Ioan, că suntem al lui Dumnezeu dacă avem crezul cu Hristos în centru, viața schimbată de Iisus Hristos în sfințire și relații guvernate de iubire și ascultare unii de alții. Asta e la Ioan. Nu mai asta, identitatea creștină. Identitatea creștină este să poți să faci minuni, să ai daruri, să fii bogat, să fii de succes. Asta este pe blazonul noii identități. Sau să dați-mi voi să vă spun, nu este biblic. Da. Și cu aceasta ne mutăm spre partea finală a cuvântului nostru. Oare reușiți să trimiteți link-ul? Da. Puteți spune? Trebuie să vedem de la ce minut. Aveți și scris acolo de la ce minut. Să nu stați prea mult. Da. Așa. Cred că asta este o sinteză. E bine. Dați-i drumul să vedem ce e acolo. A Toronto Blessing. S-a blocat? Ceea ce e bine. Da. Ați văzut? Frații de la stație de amplificare sunt în centru atenției doar când nu merge. Când merge, da, și asta ar trebui să ne pună pe noi pe gânduri și să le dăm însemnătate. Așa, bine. Că vezi că dacă nu și-o reclamă ei. Puteți să-i dați drumul? Da, dați-i drumul mai în față, că probabil e ceva text. Dați-i mai în față. Așa. Astea sunt filmări făcute prin anii 90. Da, uitați ce... Father, we want all of what you have. All of what you have. Have you ever seen that? I said, no, I haven't. Have you ever seen it? No, I haven't. I mean, I'm pretty sure this is you, Lord, but what's going on here? It was completely, totally life transforming. They think Toronto's something. We have to go to Boston. Father, we want all of what you have. All of what you have. You have all, yes. All that you have. John touched me last night. E decalat sunetul și nu prea reușim să... It was like I had a transplant. It was a transplant. God gave me a new heart. And I could love that man down there that I hated when I came here because God used it. And now I want another dream. And Lord, if it blows our little minds, let them be blown. Luke, chapter 2. It's a love story. V-aș ruga, dacă doriți, puteți să vizualizați mai mult acasă. Merge și la celălalt video un pic. Erau acolo cu imitarea sunetelor de animale, dar se pare că nu ați ajuns la ele. Deci e vorba de Hedy Baker, care a făcut misiune și în România. I wish! Oh.
Carol said I didn't have to get it together, so. Wow. Okay. Ce este interesant este că ei spun că aceste manifestări sunt incontrolabile. Dar mă mir că nu pierd microfonul. Au grijă să le fie tot timpul foarte aproape. Să un pic, că are vreo câte minute. Multe. Deci, aceste imagini sunt preluate din conferințe ținute, cam asta a fost. You don't even kick us out yet? I mean, I forget. You're so nice. You just let people get toasted, right, in church. It's like, huh? E în regulă, mulțumesc frumos, hai să ne adunăm, sper să nu aveți idei pentru duminică. Așa. Ne întoarcem la PowerPoint, văd așa o ușurare acolo la regie. Da. Acesta e ultimul slide, scrie destul de micuț, o să trecem peste el cât de... bine putem, ca să rămână timp și pentru dialog. Putem identifica în închinarea mișcării carismatice radicale câteva practici și manifestări care caracterizează într-o anumită măsură această mișcare. Vreau să subliniez că nu toate se regăsesc la fiecare mișcare, ci așa, de aici colo se formează un peisaj. Unul, tunelul de foc sau tunelul de rugăciune. Practica aceasta este foarte populară la Redding, la Bethel Redding, California. Membrii din biserică se întâlnesc așa, fac un șir, un tunel, cu mâinile ridicate și se trece prin tunelul acela și acolo primești Duhul, primești putere, primești daruri și așa mai departe. Deci asta ar fi... o chestiune. Cei care trec prin tunel cad pe spate, râd istier, se manifestă necontrolat, se rostogolesc, tremură, au convulsii, minte, sunete de animale, tot felul. Și asta este considerată umplere cu Duhul Sfânt. Da. Am reținut că și în anumite comunități române, în Statele Unite și nu doar, s-au repetat, s-au imitat aceste metode. Da. Doi, folosirea steagurilor la slujbe. În Bethel, la Bethel Church, Redding, California, se obișnuiește ca în timpul programelor cineva să fluture un steag, steaguri. Se înconjoară biserica alergând cu steaguri fluturet. Justificarea acestui gest ne trimite la faptul că în Vechiul Testament erau steaguri, armatele se găseau sub steaguri, erau folosite frunze de palmier, tot ca o simbolistică a acestui steag, intrarea lui Iisus în Ierusalim și mai departe. Gary Graff susține că în timpul unei vizite a sale la Bethel Church, California, o femeie care flutura steagul peste adunare a zis că așa crede ea că se coboară Duhul Sfânt în biserică. Aproape invariabil, în adunările în care vedeți fluturându-se drapele, cam asta e ideologia din spate. Aducem așa, adică vi se pare poate numai o chestie de decor, nevinovat, elegant, e chiar faină, nu? Steagul, ce e rău, doar e un steag. Merge la ideologia din spate. Da? 3. Interpretarea tatuajelor și a piercingurilor. No, asta e mai faină. Tot la Redding, California, o ciudățenie,
o practică introdusă de Doug Allison. În februarie 2014 a venit ideea în timpul unei conferințe intitulate Puterea Dragostei, Conferința pentru Puterea Dragostei. Acest om pretinde că are darul de a înțelege ce are Duhul Sfânt să îți spună prin tatuajele de pe corpul tău și prin piercing-urile, știți ce sale, nu? Deci ai cu vreo 15 kg în plus cu accesoriile. Da. Citez. Deci are un site, acest Doug Allison, Edison, are un site și spune că oferă clase de instruire pentru cine dorește să deprindă această artă, dar de citire prin duhul a mesajului tatuajelor, cum zice el, și cursul de instruire costă $79, deci contra sumei acesteia. Asta e interpretare prin telefon, să zicem. Îi trimis niște poze, că era o chestiune cu pandemia. Pentru $150. Și apoi spune că există și o promoție, dacă vrei tot pachetul, cu o reducere de la 500 la 350 din cauza COVID-19. Cerca el, că știți, nu mai veni oamenii că era COVID. Și atunci trebuia să vadă cum rezolvă problema. Da, oameni buni, pare șocant. Dar unii oameni chiar cred asta. Chiar cred asta. Are un tatuaj pe el? Nu. Să mă mărit cu Maria sau nu? Uite ce semnăm pe mine. Nu. Sau pastorul își face tatuaje și îl expune în fața comunității și oamenii sunt încurajați. De bună seamă că a trăi normal se poate numi duh de religie. Fie atunci, nu? Căutători de comori, o altă particularitate, practica aceasta presupune că Duhul Sfânt, prin profeți, descoperă anumite indicii particulare. De exemplu, un om cu o jachetă roșie, cu pantofi Adidas în picioare, cu un fular negru, cu un tatuaj care arată așa, etc. Ale unor persoane care s-a avut în vedere pentru rugăciune. Noi ne adunăm aici la oaltă, ne rugăm pentru mântuirea celor din mol și Duhul ne descoperă că trebuie să mă duc, să spun cuvântul unei doamne încălțată cu pantofi roșii. Mă duc la mol și o abordez. Pe prima care îmi cade în ochi, pantofi roșii, căutător de comori. Asta este ideea. În felul acesta este gândită ideea de evangelizare. Acum, a te duce să vorbești cuvântul în spații publice este foarte frumos, dar a gândi în aceste detalii și a face din asta o particularitate, cred că este exagerat. Căderi pe spate, asta este o altă problemă, foarte populare în mișcarea NAR, practica aceasta a căderilor pe spate. Ea a fost mediatizată puternic de Benny Hinn, probabil că ați auzit numele lui, fenomenul a fost amplificat și la Toronto Blessing, chiar poate de acolo, într-o anumită măsură, s-a distribuit la nivel mondial. Pe internet avem, în mod deosebit pe YouTube, înregistrări ale unor asemenea întâlniri, cu o haină de pe el, dă așa și se duc oamenii, cad. Iar ce este interesant de observat este că tot timpul este cineva care îi prinde. Femeile care vin la adunare pot să cadă și sigur spectacolul să fie de prost gust și ca să atenueze impactul vizual negativ, asistenții au tot timpul pregătite niște prosoape, niște pături pe care le așează pe picioarele doamnelor căzute într-o dezordine grotescă. Da. Asta e acolo. Deci nu vorbim neapărat de niște fenomene spontane. Dacă e cine să te prindă cu pătura potrivită, e clar. Ați înțeles ce zic? Nu. Deci este iarăși o particularitate. Odată m-am nimerit la o asemenea întâlnire, așa, amestecată cu toate cele și ne-am dat seama de manipularea care există acolo. Bun. Râsul sfânt, o altă practică,
o manifestare populară la aceste întâlniri, audiența izbucnește într-un râs isteric, necontrolat, fără un motiv anume, unii de la alții se încurajează în acest râs contagios, socotind-o o manifestare a Duhului Sfânt. În fața criticilor ridicate, Chris Wollaston pune manifestarea asta pe seama Duhului Sfânt și o apără zicând așa: cei care dansează arată destul de nebuni pentru cei care nu pot auzi muzica. Da? Cam așa pune problema. Da. Unul dintre păstorii de la Toronto Blessing zice așa: într-o seară vorbeam despre iad și râsul a lovit întreaga audiență. Cu cât am spus oamenilor cum este iadul, cu atât râdeau mai tare. Da. Comportament și sunete de animale. În închinarea publică a NAR pot fi întâlnite aceste manifestări: grohăi de porc, lătrat de câine, urlete de lup, răgnete de leu, piui de pui de găină, meunat de pisică, combinate cu râsul sfânt și căderile pe spate, toate acestea vă puteți imagina ce aduc. Genul acesta de manifestări au putut fi observate și în California, în anumite locuri și în România, mai ales pe la conferințe consacrate. Zic vigilență. Apoi, 8. Comportament ciudat a liderilor și, sau predicatorilor NAR pus pe seama Duhului. Ați văzut-o pe Eddie Baker, cum arăta că e căzută sub puterea lui Dumnezeu. Da. Genul acesta de manifestări care arată mai degrabă a dezordine. Să nu uităm, Dumnezeu este Dumnezeul rânduielii. Da. Acum, eu am fost în foarte multe locuri la stăruință și cei care îi cunoaște știți, am întâlnit persoane care s-au manifestat într-un mod foarte ciudat, dar nu le-am lăsat să-și facă de cap acolo și nici n-am socotit că manifestările unor ființe găsite sub puterea celui rău trebuie să fie confundate cu manifestarea revărsării Duhului Sfânt. Să fie limpede. Da? Sunt două lucruri diferite. Da, pe că o să scutura o fată și ce făcea și intrând în detalii, ea de fapt umblase pe la vrăjitorii și avea treabă cu acestea. Nu. Ce să zici dacă stimabilul care citește în tatuaje vine și se manifestă? Nu. A fi pe acolo Duhul Apostolului Pavel. Nu? Da. Apoi, mirezme specifice, asta e iar și o chestiune, e bine să o știm, miresme specifice, mirosuri specifice care apar, apariția undelemnului, lemnului, a uleiului sau a unor bijuterii pe mâinile participanților la închinare. Da. Deci în aceste adunări s-au părut de dată un miros, miros de flori, parfum cu nuanță de dulce ca mierea, citez de la Bill Johnson. Alteori, oamenii au constatat că mâinile lor au fost unse cu un de lemn. Cel mai adesea manifestarea aceasta a fost remarcată în rândul copiilor. În unele locuri, credincioși au văzut efectiv norul prezenței sale plutind asupra închinătorilor. Mi s-a întâmplat și nouă ca mireasma cerului să umple încăperea. Am experimentat aceasta personal. În timpul unei scurte călătorii, mă închinam împreună cu soția mea, Beni, când am simțit cum mireasma cerului ne umple mașina. A durat aproximativ 30 de minute și a fost un miros pe care realmente am putut să-l gust. Era asemenea unor granule de zahăr presărate pe limba mea. Am văzut, de asemenea, zice el, nestemate mărunte care au apărut deodată în mâinile oamenilor în timp ce se închinau lui Dumnezeu. Deci chestiunile acestea le veți regăsi în mișcarea aceasta. Sunt studii aici făcute că omul zice, uite, mi-a apărut un inel pe deget și așa, au pe jos bijuterii sau că din cer pică aur. Da. Oamenii se iau foarte în serios când vorbesc despre lucrurile acestea. Îți dau un exemplu, poziția numărul 10, plombe dentare obișnuite schimbate spontan în plombe dentare din aur.
Vă râdeți! Dar oamenii s-au luat foarte în serios. Fenomenul este constatat la Toronto Blessing în Canada. Peste 50 de oameni au mărturisit că plombele lor și încapăruse în formă de cruce în gură și tățelul. Uitați-vă pe YouTube să vedeți. Nu? Că suportă YouTube-ul multe. Nu? Sau mai ales în Marea Britanie, fenomenul acesta a fost raportat că a ajuns și la radio, la BBC. Deci BBC a făcut reportaje pe chestia asta, sigur. Au fost acolo 150 de oameni, membri ai unei comunități carismatice, care susțineau că plombele lor dentare au fost transformate în aur. Asta a susținut. Yeah. Reporterul de la Radio BBC a zis, se pare că Dumnezeu nu are altă treabă de făcut, nu are probleme mai mari de rezolvat, era războiul din Iugoslavia atunci și genocidul acela i-a lăsat pe ea în pace, acum lucrează să schimbe la aceștia dinții. E bagiocură din partea celor care stau în afara bisericii pe marginea acestor excese. Norul de slavă sau praful de aur, într-un mod foarte serios, da? Dacă faceți o căutare, veți vedea înregistrări, fenomenul apare în Argentina, Silvania Machiado, el e cu astea, și de asemenea Bill Johnson, pică din aer un fel de pudră, așa, și au spus că asta e slava lui Dumnezeu și că sunt de fapt particule de aur. Sigur că s-au făcut probe de laborator și s-a descoperit că sunt confeti. Da. Da, oamenii. Pene de înger, manifestarea aceasta stranie cu pene de înger a fost raportată prima dată în 1998, citesc pe Bill Johnson, deci din cărțile lui publicate în limba română, începând cu anul 1998, în timpul întrunirilor noastre, au început să cadă pene. Inițial am crezut că erau din cauza păsărilor care au pătruns în sistemul nostru de ventilație, însă penele au început să cadă și în alte camere ale bisericii care nu erau conectate la același sistem. Acum ele cad aproape peste tot unde mergem. Aeroporturi, case, restaurante, birouri și așa mai departe. Da. Olonton interpretează că aceste pene sunt de fapt penele îngerilor care tăbărăsc în jurul nostru, a celor care ne tem de Dumnezeu și că mai picat câte o pană ca semn acestor prezențe. Da, parcă așa sunt îngerii, niște ființe cu pene și le pică precum la păsări. Vă rog să observați naivitatea, lipsa de profunzime în cunoașterea scripturilor și goana cu orice preț după senzațional, după ceva ce n-a mai auzit nimeni. Da. Aceleași probe de laborator au consemnat că penele astea, până la urmă, puf, ce-o fi pe acolo, erau de la păsări. Lecturând astea, zis, hai să fac un exercițiu, să mă uit după detaliul ăsta, măi, că e un detaliu, să văd, pică și pe la noi. Și am văzut o pandă pe comodă, în sufragerie, dar nu ne-au trecut pe cap că e de la înger, era din pernă. Zic, da, mama, o pernă de aia cu pene. Mai iese din haină, e un puf, așa, și adică să vii să interpretez chestiile astea în această gamă, se pare foarte naiv. Foarte naiv. Da. Rugăciunea contemplativă, aici este o treabă serioasă, foarte serioasă. Rugăciunea contemplativă este o practică des întâlnită în devoțiunea NAR. Practica aceasta ce înseamnă? Nu e cum credem noi rugăciunea. Nu e așa, e altfel. Te așezi într-o poziție confortabilă, pe un scaun sau întins pe jos, într-o încăpere liniștită, cu un fond muzical liniștit. Practicantul este chemat să stea cu ochii închiși, îndemnat să se gândească la nimic, este să golești mintea, să nu te gândești la nimic,
Mintea trebuie să fie liberată de orice gând, să nu vorbești nimic, nu cânți, doar stai liniștit și te concentrezi asupra lumii spirituale ascultând. Mark Wickler, care a scris o carte despre rugăciunea contemplativă, spune că sunt patru pași. Liniștirea, deci trebuie să stai în liniște, cu mintea liberă, ca să poți auzi pe Dumnezeu, trebuie să vizualizezi, da? Să te concentrezi, să cauți viziunea pentru care să te rogi, efectiv să o vizualizezi. Apoi, spontaneitatea, trebuie să recunoști vocea lui Dumnezeu în gândurile și vocile și vedenile care îți vin spontan în minte. Și apoi, consemnarea, trebuie să le scrii într-un jurnal și asta deja este revelație. Știți ce sună asta? A meditație transcendentală, a budism și nici într-un caz rugăciune creștină. Rugăciunea creștină e altfel gândită. Bun. Și o ultimă particularitate, rugăciuni peste morminte pentru a primi ungerea rămasă în urmă de la cei decedați. De unde pleacă ideea? Ideea pleacă de la povestea din Vechiul Testament cu mantaua lui Ilie. Deci Ilie pleacă la cer, rămâne o ungere, mantaua, pe care o revendică Elisei, se îmbracă cu ea și poartă mai departe Duhul și puterea lui Ilie. De acolo vine această idee, cum că personalități creștine decedate au lăsat în urmă moșteniri, așa zic, moșteniri nerevendicate și noi le putem revendica. Da. Înregistrările video arată persoane din această mișcare care se duc în cimitire, la mormintele, la pietrele funerare ale unor personalități creștine din secolele trecute și acolo se roagă, se întind peste morminte, revendică ungerea, da? Absoarbe grave sucking, cum traduce asta? Da? Deci sugi din morminte ungerea. Așa, asta fac. Da? Deci te șochezi. La mormântul lui C.S. Lewis, al lui Jean Calvin, al lui Charles Finney, William Branham, mă rog, Cathy Kuhlman și altora, deci feciorul Bill Johnson conduce, ia tinerii și merg acolo ca să revendice această ungere. Călătorii în Anglia, la mormintele marilor bărbați folosiți de Dumnezeu în perioada trezirilor spirituale în secolele trecute, ca această ungere a lor să fie revendicată. Sună un pic a cultul sfinților? A moște? Sună? Sună? Da. Și cam asta, dragii mei. E adevărat că a fost un maraton prin foarte multe informații, probabil că și cu siguranță ar fi fost nevoie de mai mult timp și de așezare. Sfatul meu este să căutați literatură pe subiect, este și cartea aceasta și altele pe care le găsiți și să vă adânciți în a înțelege bine cum stau lucrurile. Nu trebuie să ne lăsăm purtați de colo-colo, de tot felul de pânturi, valuri, tot felul de învățături care ne promit libertatea. Știți, am constatat și cu durere am constatat-o. Oameni sinceri, temători de Dumnezeu, căutători după mai mult, după ce n-au găsit în adunările lor, își doresc ceva. Și aceasta este o problemă serioasă și a noastră, că cineva a întrebat, normal dacă nu-i pâine pe masă, copiii să meargă să mănânce de unde se gândesc că ar afla. Și aceasta este o problemă a noastră. Trebuie să ne silim cu toată inima, să ne apropiem de Dumnezeu, să fie lucrarea lui Dumnezeu autentică în mijlocul bisericilor noastre și învățătură sănătoasă, ca să nu mai trebuiască după aceea să alergăm după cai verzi pe păreți. Da. Pe de altă parte, oameni sinceri care își doresc ceva se duc în asemenea centre, locuri, căutând vindecare, soluționarea unor situații fără soluție până în prezent. Știți care va fi sfârșitul? Din nefericire. Decepția. Decepția. Nici aici nu a fost nimic.
cum mi-a zis odată, nu știu cine, ce, n-aș intra în foarte multe detalii, s-a legat în fața mea cu blestem, așa a zis, că până pe 25 decembrie anului acela se va împlini asta, că el a proclamat. Și m-am uitat și am spus, ascultă-mă, dragul meu, de ce vă spune adevărat? A fost o discuție într-un comitet de biserică, cu cineva care luase linia asta. Și ascultă-mă, dragul meu, dacă pe data de 25 decembrie va fi cum zici tu, eu o să trec în credința asta. Dar ascultă-mă ce spun, nu o să fie nimic. Este o mare amăgire. Și nu numai că nu o să fie nimic, dar dacă nu te pocăiești, praf îți vei face viața personală, viața de familie și praful se va alege și de tine. A zis, povești, duc de religie. Veni Crăciunul, nu s-a întâmplat nimic. A părăsit biserica și a părăsit soția. A stricat o familie. Nu sunt proroc, dar am citit multe istorie. Înțelegeți? Și uneori, viitorul e previzibil când vezi că seamănă tare mult cu trecutul. Da. De aia, grijă mare, Domnul să ne ferească. Veți observa crize morale veritabile în viața acestor oameni pe care le vor mușamaliza, da? Și vor arunca în față spectaculosul și celelalte lucruri. Departe de mine, stimați tineri, să îmi fi dorit să creez supărare cuiva sau să pun pe cineva într-o poziție ingrată sau să denigrez pe cineva. Doamne ferește! Nu-mi stă în felul de a fi nici în caracter, însă adevărul trebuie spus. Când Apostolul Pavel a zis, feriți-vă de Alexandru Căldăraru. Eu zic numele. Când a zis pe Imeneu și pe Filet, l-am dat pe mâna Satanei. Le-a zis numele. V-a zis cineva că Pavel a denigrat sau și-a făcut datoria păzind turma lui Dumnezeu? Dacă cineva a tras concluzia că am avut alte gânduri decât acela de a proteja poporul lui Dumnezeu, rog frumos să schimbe părerea. Dacă aș fugi după populism, mocles, ce întrebă mie dușmani? Ați înțeles ce spune acum? Dar nu asta mă interesează neapărat, cât ne interesează să umblăm bine pe calea lui Dumnezeu. Și dacă acest seminar va fi de folos, slavă Domnului, și el să păzească poporul lui Dumnezeu, păzească pe fiecare, să creștem sănătoși și în credință. Amin. M-au auzit de tabăra frumoasă de rugăciune pe care ați avut-o cu sibienii. Da, o veni iară. Da. Da. Și trebuie să ne adunăm asemenea locuri, să căutăm pe Dumnezeu și să ne ferim de orice excese. Să avem o cântare și apoi, nu știu ce-o fi pe acolo, dacă dumneavoastră vă luați dreptul să întrebați ce vreți, o să-mi iau și eu dreptul să selectez. Dacă nu, vezi, am zis-o comod, confortabil pentru mine, dar noi știi și atunci trebuie să aleg numai unde știu. Da.